Am revenit și vorbeam că tu spuneai anumite persoane care spuneau că Dumnezeu te-a pedepsit. Nu, Dumnezeu nu pedepsește, Dumnezeu este iubire, este dragoste. Ne pedepsim singuri prin gânduri și faptele noastre. Uh-huh. Așa este? Uh-huh. Nu, nici nu vreau acest cuvânt pedepsim singur. Noi nu suntem învățat să trăim. Noi suntem ca niște copii mici, proști, sud și urb. Da? Deci noi nu suntem obișnuit să avem grijă să nu ne îmbolnăvim, să avem grijă să nu fim cu ură sau cu neiertare. De ce ne îmbolnăvim, Bernard? Tot timpul. Ură, frică, ură pe sine. Cum poți să spui ură pe sine? Dă-mi un exemplu. Mi se urâtă. Nimeni mă iubește. Am avut una care a lucrat undeva la un spital și a avut o șefă care a zis, tu ești proastă, tu nu te pricepi până când a intrat această... Ea a zis, a crezut că este prea proastă pentru tot ce a făcut, osteoporoză în cauza de asta. Sau, sunt, da? Energia care vine din exterior, ideile, vorbele, cuvintele, gândurile care ne vin din exterior și le percepem, dacă nu le barăm și nu spunem stop, bagă flori, da? Da, atunci ne aduce în starea de a ne crede că într-adevăr suntem... Ceva se mișcă și dacă nu se rezolvă, crește. Da? Frică, de exemplu, să nu ne pierdem. Tu ai zis cum fătă cu cuvintele, da? Cunoști tu Masuo Emoto cu aceste imagini de cristale de apă? Trebuie să te uiți la o dată. E Masuo Emoto. El a luat două porcane de orez cu același șarjă fiat împreună. Un porcan aici, un porcan aici. La acest porcan au zis, ești urât, câteva săptămâni. Și la celălalt păcan a zis, ești frumos. Asta a mucigăit și asta a rămas frumos. Borcanul de orez. Borcanul de orez, da, orez. Și iată că vorbele au într-adevăr un mare efect. Așa cum putem să, prin vorbe, să energizăm și apa, nu? Da. El a făcut poze, deci asta nu este ceva science fiction sau ceva. Este pozat, el a pus un strop, el a luat apă, da? Picătura. Nu, apă și acolo le-a lipit pe sticlă iubire și același apă acolo le-a lipit, scris ură. Da? Cristalele. Da, exact. Cristalele sau schimunele aveau formă, formă la unde era iubire? Tu, el a luat o picătură, a pus asta la congelator și cu microscop el a făcut o poză de acest cristal care este de cel mai sus. Da? Asta cu iubire este un cristal harmonios și foarte frumos. Asta cu ură este foarte urât. Da. Deci cuvintele au foarte mare importanță. Da. Și să revenim de unde am plecat, este clar că ceea ce este bine ca noi să gândim și să vorbim, să fie pozitiv și constructiv pentru a nu ne aduce boala. Da. Să nu gândim negativ nici asupra noastră și nici asupra altora. Mm-hmm. Bun. Revenim la pusul mâinilor. Mm-hmm. La ce? La pusul mâinilor. Deci te-am întrebat care este efectul a punerii mâinilor și tu ai explicat că ai început să spui o rugăciune pentru acea persoană, începând cu numele ei, da, cele șapte cuvinte, după care eu te-am întrerupt că am spus că sunt șapte. Da, este adevărat. Eu vreau și că această persoană spune și cu gură ei, înăuntru, Iisus, te rog în toată inima să pui tu mâna ta pe mine să mă binecuvântezi în tărești și vindeci cu dragoste, milă și smerenie, compasiune ta. Să fie odată clar dorința asta și după ieși câteodată ceva sau se simte ceva, atunci spune Iisus din toată inima, vreau să te iei orice fel de presiune de tot ce mă pasă de la mine. Câteodată este așa că eu simt acest curent care vine atunci așa prin mână, foarte puternic. Odată am avut un băiat cu distrofie musculară și nu mi-a putut să mișcă mâinile. Și doctorul a zis că el moare. Am pus mâna mai multe ori. Asta a durat un an și două luni acest tratament de el. Și la distanță, și direct, și cu leacă, și cu mână.
așa am ars că m-am uitat în timpul ședinței dacă ieșe fum. Așa am fost fierbinte, da? Am zis, Adi, simți ceva? Și el a zis, nu, trebuie să simți ceva. El nu simțit, până ziua de astăzi nu simte nimic. Deci el este complet vindicat, da? Și la alții, eu nu simt absolut nimic. Și ei spun după, uau, la mine a ieșit foc și am plutut din aia și tot asta, da? Deci, și nu pot să trag o concluzie a ce înseamnă asta când sunt fierbinte sau ce înseamnă asta când nu simt nimic. Ce am descoperit și este, unii primesc o vindecare ca cadou, da? Alții trebuie să ia ceva, să schimb ceva în viață, sau cum ai zis tu, o protecție cu cuvinte. Eu spun, fiecare poate să vină la mine, dacă cineva face un șiege, o grădină cu flori, dacă cineva vine cu criză de nerv la mine, atunci este aici un gard, până aici te oprești, când te-a liniștit, vii mai departe. Sargardul. Da? Da. Dar să nu vii cu această misiere și nu eroi sufletesc la mine, fiindcă nu am chef să mă mulăresc. Da, să te încarci cu acea energie negativă. Ok. No, încă suntem la cuvinte și la mână în același timp. Da. Deci, să concluzionăm. Nu fiecare om simte la fel. Fiecare simte diferit. Altfel. Pentru că fiecare este o entitate separată, este un suflet separat și nu poate să aibă, decât printr-o simplă coincidență, un gen de a simți la fel cu altcineva. Mm-hmm. Da? Mm-hmm. Bun. Câte puneri de mână recomanzi tu după toată experiența care o ai pentru a... Nu știu, a face Iisus acea lucrare totală. Eu acum... Pentru că știu de ce te întreb lucrul ăsta, e vorba de Sfânta Treime, de cele trei ori pe care tu lucrezi, clar de trei ori. Asta este acum, eu sunt mai... Asta a apărut acum, fiindcă m-am saturat că mulți vin la noi plin cu medicamente, cu pungă de medicamente și vor să pun mâna la ei și vor să fie vindecat. Și dacă sunt vindecați, da? Ei nu știu că sunt vindecați, fiindcă doctorul a zis că trebuie să mănânc totuși medicamente mai departe. Acum, cum a fost aici la voi în Piatra Neamț, unde a fost minunat cu voi și cu organizarea, am zis, de acum facem asta așa, noi facem înainte una o ședință în grup și de atunci fiecare, dacă vrea, poate să facă un tratament particular, dacă este ceva de zis mai intim, ce el nu vrea să vorbească în față de o cameră de oameni. Da? Și atunci eu spun, veniți odată în grup, după aia facem tot reședințe așa și în viitor va fi așa să facem și la sfârșit încă o ședință împreună, să spunem și mulțumesc la Iisus pentru tot asta. Da? Deci ce spuneam Sfânta Treime? Da. Te-aș pune o întrebare și te rog să nu fii deranjat de această întrebare, pentru că printre telespectatori mai sunt și unii care sunt sceptici. Da, foarte bine. Și ar putea spune simplu, păi este totul de aici. Dacă de aici el crede că e, zice că l-a vindecat Iisus sau l-a vindecat Bernard. Cum contracarezi o asemenea ipoteză? Ce facem cu copii? Unde nu poți să spui tu trebuie să crezi în asta? La asta te referi, nu? Da. Ce facem cu animale? Unde nu poți să faci ce minute tu trebuie să crezi în asta? Și mie place cineva care este sceptic, da? Sceptic. Așa? La un mod sănătos. Deci dacă cineva spune, asta e prostie, este treaba lui, da? Dacă vine cineva, eu nu cred în asta și totuși se întâmplă ceva, atunci este bucurie și pentru mine. Și ceva face click în el sau face click în cap de cineva care este lângă el și asta este indiferent. În orice caz este pus o sămânță acolo, da? Da. Ai înțeles? Eu am înțeles. Da. Eu ceea ce fac pentru telespectatorul ca să înțeleagă toți. Deci clar este că Bernard nu poate fi considerat ca făcând parte din teagma șarlatanilor. Tu te orientezi după ceva, după cuvântul biblic. Da. Acum vrei să spui la care, să ce? Nu, deci tu te orientezi în toată
în toată manifestarea ta cu Iisus, tu ai foarte multe lucruri pe care, citate din Biblie, pe care tu le folosești și le rostești și spui. În Biblie scrie, Iisus a spus. Și asta... Da, eu nu sunt, eu, din păcate, nu sunt așa firm cu Biblie, cum sunt, eu admir pe pocăiții, da? Deja copii tu ce capitol, ce versetă și tot asta. Eu nu știu asta cum este scris. Dar, fiindcă eu am legătură cu o grămadă diferite oameni și fiecare crede în altceva cumva, eu spun, în primul rând, adresa trebuie să fie clară. Iisus, da? Iisus Hristos. Nu am o problemă aici în România cu oameni, eu pot să spun, culcă-te, închide ochii și spune, Iisus, te rog să pui tu mâna pe mine. La român niciodată a refuzat cineva. Nici la nemți. La austrieci am făcut până acum 5 tratamente. Eu sunt în Austria. 5 tratamente până acum. Dacă eu spun, culcă-te și spune Iisus, închide ochii și spune Iisus, spune tu mâna pe mine, eu spun că nu pot să spun, hei, universul sau puterea naturii sau ceva. Eu spun, nu, spune Iisus în tine, nu nici o frază altă. Ai vorbit atâta prostie în viața ta și dacă asta este prostie, spune și asta, da? Dar eu nu fac asta. Da. Da? Deci adresa trebuie să fie clară. Și asta... După aia poate să facă fiecare. Nu este. Ce poate să facă fiecare? Pentru că tu m-ai explicat până acum clar că sunt acele trei ședințe, una în grup, una particulară, una pentru mulțumire, după care persoana respectivă, ce poate să facă ea singură? Invitură. Nu, și la ședințe câteodată. Nu învățam pe oameni ce pot să fac să pun ei mână la o situație, la o persoană care mă enervează, la o situație care m-a îmbolnăvit. Spre exemplu, eu sunt un om practic. Tu, foarte bine. Eu, e foarte bine că stai aici. Așa. Da? Pun mână aici, mă gândesc că... Mă gândesc la, spune persoană, nume, prenumele, nu, nici asta, te gândești la persoană ca, să vrei să faci și tu? Da, n-am nimic împotrivă. Hai, e așa. E și invitor, ne facem asta și cu telespectatorii, știi? Bun. Deci putem transmite mesajul și telespectatorilor să facă și ei în momentul ăsta? Da, perfect. Și asta. Dragi telespectatori, luați, nu luați o nu, pernă. Nu, nu pernă. Fiți liniștiți. Așa. Da? Așezați-vă, să culcați-vă undeva, să vă simțiți ca în relaxați-vă, să vă simțiți ca în burtă de mama voastră, da? Ca în burta mamei voastre, da. Așa? Am greșit cu gramatica? Nu. Și spuneți în gând, Iisus, te rog din toate inima, să vii tu acum la mine, să pui tu mână pe mine, să mă binecuvântezi, să mă întărești, și să mă vindeci cu dragoste, milă și smerenie, da, compasiune ta. Și noi doi punem, eu am nevoie tot timpul ceva în mână, fiindcă aici simt și, da? Nu pune așa acolo. Așa? Te gândești la telespectatori acum și tu spui în gând, dragii mei acum în fața de televizor, Iisus, care vă iubește și care vă este Domnul nostru, vrea să vă ajute, El vă binecuvântează, vă întărește și vă vindecă prin dragoste, milă și compasiune Lui. Normal, eu stau așa 20 de minute, dar știu că asta este o emisiune și nu avem atât de timp, da? Eu vreau ca telespectatorii stau o jumătate de oră. Hei, și asta este, eu fac asta în fiecare zi la ora 9 seara la distanță. Nu trebuie să știu cine s-a culcat. Cheia să intre în această ședință este Iisus, pune tu mâna pe mine sau strânge-mă în brațele tale. Asta este tot. Asta e tot? Asta este tot. Stop, las mâna acolo. Tu simți ceva în mâna sa? Da, m-am încălzit la mâini. Exact. Păi Iisus, prin mâinile noastre, transmite asta la telespectator. Da. Am făcut asta odată la un post de radio
Și fiecare, așa, Iisus, fiecare ascultă această emisiune, vom te rog să-l, să-l binecuvântezi între. Și așa, tras la mână, a fost foarte bine. Pentru că ținem mâinile în continuare aici, pentru telespectatorii noștri, tot pentru ei, vreau să spunem în continuare ce ce nacă, nu mai știu ce am vrut să întreb. Știi ceva? Cine? Spune Iisus mulțumesc, e mână, fiindcă tu ești, tu ești și așa, foarte flexibil, da? Dar și așa, și așa, și așa, cu gură nu mi-a ce popoare. Iisus, mulțumesc! Mulțumesc pentru, pentru ceea ce faci tu și mulțumesc că ne vindeci pe toți, deci, cu iubirea ta. Tot este simplu, de fapt. Da? Vreau să, vreau să te, să te rog să spui, să spui, eu am să repet, ca și telespectatorii noștri, și să scrie eventual, pentru că nu toată lumea ține minte, exact aceste cuvinte pe care tu le spui în momentul în care te rogi și ei la rândul lor acasă să scrie. Cum spui rar să poată să scrie telespectatorii? Deci, dacă particip la această ședință la ora 9, cum se zice? Asta vroiam să te întreb, cu ședința de ora 9, momentele spectatorii, dragii mei, cum procedez? La ora 9 fix, vă spun clar, nu aveți telefon, nu aveți televizor, nu aveți nimic pe lângă dumneavoastră, sunteți... Și dacă pică casă, este indiferent, voi aveți o ședință cu șeful cel mai mare, cu Iisus Hristos. De casă nu pică. Nu pică. Nu. Așa, și vă întindeți frumos și vă relaxați și respirați și vă relaxați și începe la ora 9 fix prin transmitere, el se roagă și transmite odată cu dumneavoastră, cu rugăciunea dumneavoastră, și spune ce spui, ca să spună și dânsii. Da. La ora 9 vă culcați. Seara. Seara, da? Până la ora 9:30. Și dacă dormiți, este indiferent. Dar voi spuneți așa. Nici nu există formula, dar dacă vreți, puteți să spuneți așa. Iisus, te rog din toate inima să pui tu mână pe mine, adică pe voi, pe fiecare, să mă binecuvintezi, să mă întărești, să mă vindeci prin dragoste, milă și compasiune ta. Și asta spuneți o singură dată și după nu mai vă rugați, nu mai meditați, nu vă concentrați pentru ceva, stați relaxați și dacă adormiți, este complet indiferent. Asta este tot. Fiindcă dacă noi ne rugăm tot timpul, Doamne, milă și Tatăl nostru, este foarte bine să te rogi, dar dacă tu faci asta în continuu, Iisus nu are niciodată în timp să spune El odată ceva. Și câteodată se auzi, este așa în timpul ședinței, că oamenii primesc în formă de un cuvânt, de un gând, de o pildă, pe exemplu. Am avut și mulți unde a apărut Iisus, pe exemplu, și în Germania, și în țară. Și oamenii au vorbit complet normal cu El. A fost foarte mult. Brașov a fost foarte mult. Da. E foarte interesant ce spui. Noi trăim cu impresia că suntem prea mici, că suntem prea... Doamne, milă, sunt pe deprinții de toate astea. De nu ne putem uita, nici măcar nu ne putem îndrăzni să ne uităm în sus la Iisus. E adevărat că Iisus este foarte mare, este maestrul nostru. Fiindcă tu ai zis înainte, mă refer la Biblie, da? Da. Deci asta cu păcat. Iisus a zis, am venit și am luat păcatele voastre, fiți liber. Da? Da. Așa da. Este, Iisus când și m-a zis acum un om drăguț din București, l-a zis, singurul păcatul nostru este să nu fim fericit noi copii de Tatăl nostru care ești în cer. Deci Tatăl meu este un șef mare, nu? Da. Și ne vrea fericiți. Da. Și ne vrea bucuroși. Da. Și ne vrea să ne trăim viețile. Și ne vrea să ne bucurăm de darul pe care ni l-a dat viața. Și al doilea dar, foarte important, să mă contrazici dacă nu spun adevărul, liberul arbitru. Da. Ce face arbitru în viața noastră? Ce face? Da. Ce face liberul arbitru? Noi suntem complet liberi, putem să facem orice, dar în legătură cu Iisus. Dacă liberul arbitru nostru este greșit folosit, atunci este un haos, da? Cum este acum în lume, da? Exact. Dacă asta este
Iisus, eu știu că tu vrei că sunt complet liber, dar totuși eu vreau ca tot ce fac este după voința ta, Tatăl nostru, să fie... Facă-se voia ta. Să facă-se voia ta, da? Prin noi. Timpul emisiunii s-a scurs, mai avem 2 minute la dispoziție, timp în care te rog să spui unde poți fi găsit pe internet, la ce adresă. E foarte simplu. Zi. Adresa este gataCuBoala.ro. gataCuBoala.ro. Fiindcă m-am saturat de tot felul de boli. Nume între gata și cu este un linuț un minus și între cu și boală este un minus. Deci gata minus cu minus boala.ro. Simplu ca bună ziua. Acolo se vede și unde suntem. Acest site este în construcție, nu este încă prea frumoasă, dar acolo se găsește deja informație. Unde suntem, când suntem, când ajungem din nulă, Piatra Neamț, în acest oraș minunat. Serios, am fost foarte încântat ce scenă spirituală este activă este aici. Da, este într-adevăr un centru mai dezvoltat spiritual decât în alte localități, așa este. Stimați telespectatori, în ideea că v-a plăcut și cu siguranță v-a plăcut de Bernard și va mai veni într-o altă emisiune, că mai are multe să ne spună. Dar data viitoare când va veni la Piatra Neamț, eu pot să, în afara faptului că îi mulțumesc din tot sufletul meu că a venit, mulțumesc din tot sufletul că ai venit, vă mulțumesc și dumneavoastră că sunteți alături de noi și așa cum știți dumneavoastră cum încheie emisiunea, vă rugăm să ne iertați, vă iertăm, vă iubim și vă mulțumim. Suntem la dispoziția dumneavoastră, prin voi trăim și de asta suntem aici. Vă urăm din tot sufletul ce este mai bun pe fața pământului, iubire și lumină. Mm-hmm. Bernard, ai ultimul cuvânt. Nu, ai zis tu deja. Ultimul cuvânt este serios, iubire cu lumină. Lumina singură este periculos, dar cu iubire este minunat. Minunată să fie și viața noastră și a dumneavoastră, stimați telespectatori. Vă spunem la revedere și un weekend minunat. Mulțumesc că am fost aici. Mare drag!